Cei interesați de acest post trebuie să scrie și să vorbească limba engleză, să aibă studii superioare, mecanice sau electrice, experiență cuprinsă între 2 și 5 ani în întreținere și servicii pentru mașini electrice, hidraulice și echipamente, bune abilități de comunicare, dar și capacitate de a lucra atât independent cât și în echipă, capacitate de a efectua sarcini de lucru într-o manieră ordonată, sistematică și la termenele convenite, dar și disponibilitate pentru călătorii. De asemenea, candidații trebuie să aibă onestitate, flexibilitate și încredere, pe lângă un salariu cuprins între 43.000 și 60.000 de euro brut pe an, în funcție de calificări și experiență. Angajatorul asigură găsirea unei locuințe și ajută la aducerea familiei în Norvegia. Contractul va fi permanent cu normă întreagă. Angajarea urmând a se face cât mai curând posibil. Compania în care se va lucra are o tradiție veche în construcția navală la nivel mondial și industria petrolului și gazelor naturale, cu macarale și echipament de ridicare. Persoana va lucra la asamblarea de mașini și echipamente noi, la repararea și întreținerea de erori mecanice, electrice și hidraulice pe utilaje, punerea în funcțiune a mașinilor. Persoanele care vor să obțină mai multe informații despre acest post pot accesa adresa de internet www.anofm.ro, secțiunea Muncă în străinătate.